Lucrările la zona pietonală din piața Iosif Constantin Drăgan din centrul Lugoșului au fost istate pentru 2 săptămâni. Potrivit primarului Francis Boldea, firma care a câștigat licitația este aceeași care se ocupă de mai multe lucrări în oraș, iar unele trebuie terminate în această perioadă. Am asfaltat, am schimbat ce a fost la canalizare, am făcut 7 gaigere ca să nu mai fie bălțile aceia care erau în fața poliției, am făcut parcare, am făcut tot pentru zona aceea. Partea asta centrală, am pus piatra, ați văzut, de granit, pentru terase, vor fi 5 terase, mai avem de făcut niște lucrări, au fost listate acum pe 2 săptămâni, termenul de execuție până în noiembrie. Deci, au fost listate pentru că aceeași firmă a câștigat încă 2 licitații în oraș. Una, parcul gării, și trebuie terminat cu dale, cu tot complex să fie terminat. Și dacă nu prindem timpul ăsta bun, atunci va fi mai greu de pus. Și de la doilea rând, au fost presați să termine bordurile de pe strada Rărău, strada Mărăști, până la Mărășești și acum și Mărășești, ca să putem să asfaltăm. Primarul orașului spune că, deși lucrările la zona pietonală au fost întrerupte o perioadă pentru a fi executate alte lucrări prioritare de către aceeași firmă care a câștigat licitația, totuși proiectul va fi finalizat la termen, adică în luna noiembrie. Până atunci ar mai fi câte ceva de făcut. Aici mai trebuie completată partea de piatră în capăt, apoi mai trebuie făcute niște gădulețe frumoase, o să vedeți, care completează partea arhitecturală. Și împreună cu Salpestru, cred că, o să spălăm la mare presiune, eu știu, 400-300 de atmosfere, piatra din toată piața Drăgan. La final, zona pietonală din centrul Lugojului se dorește, la scară mai mică, să fie asemănătoare cu cea din piața Unirii din Timișoara. Firma care a câștigat licitația va relua lucrările în piața Iosif Constantin Drăgan de săptămâna viitoare, astfel încât până în luna noiembrie să termine ce a început.